Pământule, aclamă-L pe Domnul, slujiți-L pe Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie. Veniți cu toți la Domnul, veniți cu bucurie, la Tatăl nostru veșnic, cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Lui. Veniți cu toți la Domnul, veniți cu bucurie, la Tatăl nostru veșnic, ale nostru. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri slava Lui, căci Domnul e mare și vrednic de laudă. Veniți cu toți la Domnul, veniți cu bucurie, la Tatăl nostru veșnic, ale nostru creștin. Să se veselească cerurile, marea să murmure numele Lui, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Veniți cu toți la Domnul, veniți cu bucurie, la Tatăl nostru veșnic, ale nostru Creator. O pământule, aclamă-L pe Domnul, slujiți-L pe Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie. Veniți cu la Domnul, veniți cu bucurie, la Tatăl nostru veșnic, ale nostru Creator. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri slava Lui, căci Domnul e mare și vrednic de laudă. Veniți cu toți la Domnul, veniți cu bucurie, la Tatăl nostru veșnic, ale nostru Creator. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Excelențele voastre, Monseñor Vimpari, însărcinat cu afacerea din perim de la Anunțiatura Apostolică din România, dragi confrați într-o preoție, iubiți credincioși, dragi ascultători de la Ercița FM și telespectatori de la Angelus TV, suntem în ziua de 13 septembrie, când avem comemorarea Sfântului Ioan Gură de Aur, dar această liturghie va avea un caracter mai deosebit, întrucât dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce la nivelul dieceziei noastre s-a realizat, și anume toate investigațiile legate de
viața, activitatea și martirul slujitorului lui Dumnezeu, preotul martir Dumitru Matei, pe care, iată, îl aducem înaintea dumneavoastră ca un exemplu de viață, un exemplu de dăruire, un slujitor al bisericii, un erou al carității creștine. De aceea suntem prezenți ca prin această liturghie să-i mulțumim Domnului pentru toată activitatea Tribunalului Bisericesc și a tuturor acelor care s-au dedicat acestei cauze și în același timp să vă invităm ca să nu părăsiți biserica sau frecvențele de radio sau postul de televiziune, pentru că imediat după binecuvântarea finală a Sfintei Liturghii va avea loc ultima sesiune a procesului canonic tot aici în catedrală. De aceea vă invităm la rugăciune și la această mulțumire pe care să o adresăm Bunului Dumnezeu. Preasfințite Iosif, vă rugăm să prezidați această sfântă și dumnezeiască liturghie. Ca să putem participa cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintei Liturghii, acum la început ne recunoaștem cu umilință păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Rulea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Tu care ai fost trimisă de Tatăl Ceresc, să-i tămăduiești pe cei cu inima căită, Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Tu care ai venit să-i chemi pe cei păcătoși, Hristoase, miluiește-ne! Tu care șezi de-a dreapta Tatălui ca să mijlocemești pe tronul voi, Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Să ne rugăm. Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, care ai voit ca Sfântul Episcop Ioan Gură de Aur să strălucească printr-o minunată elocvență și prin tărie în încercări, dă-ne, te rugăm, harul să fim și noi luminați de învățătura Lui și întăriți de exemplul Lui de răbdare neînvinsă. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, așadar, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Cugetați la cele de sus și nu la cele de pe pământ,
căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, care este viața voastră, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Așadar, dați morții membrele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta cerea și lăcomia, care este idolatrie. Din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării. În acestea ați umblat și voi odinioară când trăiați în astfel de vicii. Dar acum îndepărtați și voi toate acestea. Mânia, furia, răutatea, blasfemia, vorbele rușinoase din gura voastră. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care se înnoiește după chipul Creatorului său, pentru a ajunge la cunoaștere unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Hristos, care este totul în toate. Cuvântul Domnului. Domnul își arată dragostea față de orice faptură. Domnul își arată dragostea față de orice faptură. Te voi binecuvânta în toate zilele și voi lăuda numele Tău în veac și pentru totdeauna. Domnul este mare și prea înălțat, măreția Lui este fără margini. Domnul își arată dragostea față de orice faptură. Să te laude pe Tine, Doamne, toate lucrările Tale și credincioșii Tăi să Te binecuvânteze, să facă cunoscută gloria Domniei Tale și să vorbească despre puterea Ta. Domnul își arată dragostea față de orice faptură. Credincioșii Tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor faptele puterii Tale și gloria plină de strălucire a Domniei Tale. Împărăția Ta este împărăția tuturor veacurilor și stăpânirea Ta va dăinui din generație în generație. Domnul își arată dragostea față de orice faptură. Alleluia, 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 alleluia. Bucurați-vă și tresăltați de bucurie, spune Domnul, căci iată, răsplata voastră va fi mare în ceruri. Aleluia, aleluia, aleluia.
să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, predicându-și ochii spre discipolii săi, Iisus a spus: Fericiți voi cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți voi care acum sunteți flămânzi, căci vă veți sătura. Fericiți voi care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâ, când vă vor exclude, când vă vor insulta și vor șterge numele vostru cu infam, din cauza Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și trăsăltați de bucurie, căci iată, răsplata voastră va fi mare în cer. Pentru că așa au făcut și părinților profeților. Dar vai vouă, bogaților, pentru că veți primi mângâierea. Vai vouă celor care sunteți sătui acum, căci veți suferi de foame. Vai vouă celor care râdeți acum, căci veți jeli și veți lăcrima. Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine, pentru că așa au făcut părinților lor, profeților falși. Cuvântul Domnului. La mărățire Hristos. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dacă îmi revine misiunea de a vorbi mai mult în această seară, iată că voi căuta să transmit un paralelism între mesajul lui Hristos, care este adresat tuturor și nouă celor din biserică, și dumneavoastră celor care ne urmăriți la radio sau la televiziune. Toți oamenii sunt chemați să urmeze acest, să spunem noi, imbold de a fi fericit într-o manieră deosebită. Nu în modul în care vor oamenii în ziua de astăzi, în fel și fel de moduri mondene. Iisus ne propune un program pe care îl transmite prin intermediul unor binecuvântări, unor afirmații sau unor critici, vai vouă. Cunoaște mai bine modul în care evanghelistul Matei a redat fericirile sub forma celor 8 fericiri pe care le cunoaștem, fie de la prima împărtășanie, fie de la mir, fie din alte ocazii, avem textele celebre din Evanghelia după Sfântul Matei, dar iată că evanghelistul Luca ne transmite mai puține afirmații, dar și cam tot atâtea motivații de a fi mai atenți la bogățiile lumii și la toate celelalte. Dar întrucât spuneam că astăzi am venit să celebrăm această liturghie mulțumindu-i Domnului în amintirea preotului Dumitru Matei, despre care în ultima vreme s-a vorbit din ce în ce mai mult, despre care s-a cercetat, s-a investigat în fel și fel de arhive, s-au studiat, s-au prezentat diferite articole pe care le-a publicat în Lumina Creștinului sau într-un volum festiv care s-a editat în anul 1939, de aceea putem face câteva paralelisme, nu vreau să fie multe, ca să nu lungim această meditație. Și cred că aceste lecții pe care le putem învăța de la preotul Dumitru Matei se aplică uneori și în viața noastră, sau cel puțin ar trebui să se aplice. Iată, mai întâi, o fericire vizează starea de sărăcie. Când învățam la seminarul de aici din Iași și făceam cursul despre fericiri, aveam acolo mulți termeni în limba ebraică, apoi în greacă, fel și fel de variații ale cuvântului și a expresiei a fi sărac. A fi sărac cu Duhul, e mai clară să spunem această afirmație. Ne cam temem de sărăcie, vrem să fugim de ea, vrem să nu se abată asupra noastră, fie că suntem la țară, fie la oraș, fie că suntem mai în vârstă sau mai mititei, nu ne place să fim săraci. De ce?
pentru că trupul nostru cere foarte multe și dacă nu poți satisface aceste necesități, atunci intri în criză, în panică, dar nu toți procedează așa. Din contra, mulți vor o stare mai mediocră din punct de vedere al bunurilor materiale, pentru că atunci ești mai liber, atunci ești mai înălțat către Dumnezeu, nu ești ținut la pământ de bani, de avere, de mașină, de pământuri și de altele, ci poți să te înalți mai ușor către Dumnezeu. Și iată că Dumitru Matei a experimentat această stare de sărăcie chiar și acasă. Sigur, e o familie renumită în satul Sărata, familia Sandu, dar sigur, dintr-o greșeală a primăriei la vremea respectivă, n-a mai primit numele de Sandu, ci numele de Matei și prenumele Dumitru. Dar tatăl său, gospodar, fruntaș al satului, a vrut să aibă cele suficiente pentru familie. Și cu toate acestea, niciunul, oricât de multe avea, nu se putea considera bogat, nu era boier, nu era un întreprinzător, ci era un muncitor al câmpului, al pădurii, al diferitelor activități de la sat. Și iată, copilul Dumitru a învățat toate acestea și a învățat să se mulțumească cu puțin. Și de aceea, în articolele pe care le scrie despre viața în seminar, face mereu referință și la prima zi, când a călătorit de la Sărata prin Bacău la Iași. Era toamna anului 1927 și ceea ce a învățat de acasă a transmis mai departe și a fost foarte ușor prin seminar, tocmai pentru că a învățat spiritul de jertfă, spiritul acesta de a se mulțumi cu puțin și întotdeauna se ghida și după modelul patronului pe care îl aveau iezuiții, Sfântul Ignațiu de Loyola, și ne transmite în mai multe articole această atracție a sufletului către Dumnezeu, această năzuință a omului către Creator. Și de aceea spune că tânărul, studentul și apoi preotul Dumitru Matei a trăit această sărăcie într-un mod exemplar. Ce să mai spunem despre anii cât a fost între 1941 și 1943 preot militar, pe front, ducându-se până la Cotul Donului, departe, unde erau războaie cumplite la vremea respectivă. Apoi a fost preot aici, în Iași, din 1939, cu anumite excepții, până în 1948 a fost aici. A lucrat alături de săraci, alături de soldați, alături de prizonieri și de aceea căuta să-i ajute. Din sărăcia lui îi ajuta și pe alții. Și avem o expresie celebră pe care o foloseau preoții și părintele Anton Despinescu, care ne-a vorbit de atâtea ori despre părintele pe care l-a cunoscut Dumitru Matei, ne spunea că acest vicar parohial ar fi vrut să dea tot ce are episcopia, totul să fie dat săracilor. Până aici îl ducea caritatea, până aici îl ducea dorința ca prin sărăcia lui, iată, să-i ajute pe alții. Pot intra multe detalii în această privință, dar aș vrea să merg și la un alt fragment, la o altă fericire. Cei flămânzi a cunoscut această stare părintele Matei și pe front și în acea perioadă, cât a trebuit să meargă dintr-o comunitate în alta, pentru că era urmărit, pentru că voia să ducă mai departe o strategie de a-i ajuta tocmai pe cei flămânzi. Și episcopii de la acea vreme, și episcopul Mihai Robu, și episcopul Glaser, și episcopul Anton Durcovici au văzut în trânsul un intermediar între forurile, chiar internaționale, care veneau să ofere mâncare celor flămânzi și iată această pătură a săracilor, nu doar din dieceza noastră, ci din întreaga țară, și de aceea, prin intermediul conferinței episcopilor, a beneficiat de acest mandat de a întemeia cantine sociale, de a fi alături de cei flămânzi, de cei care într-adevăr aveau nevoie de pâine, și a oferit nu doar pâinea fizică, dar a oferit și cuvântul lui Dumnezeu, această pâine euharistică pe care o frângea și o răspândea la fiecare sfântă liturghie. Și mai mult de atât, oamenii erau înfometați și de cuvântul lui Dumnezeu și de aceea, deși era foarte ocupat, și-a găsit timp să-i ajute pe confrații care lucrau la Presa Bună, a scris multe articole și a căutat să ofere fel și fel de idei și în ceea ce privește aspectul de evangelizare și aspectele practice și experiențe culese de
de pe frunt și așa mai departe. De aceea să învățăm și noi de la acest preot grija față de cei înfometați și de o foame spirituală, dar și de una trupească. Apoi, iată, o fericire pe care o putem să o aplicăm foarte profund în viața acestui slujitor al lui Dumnezeu. Fericiți voi care plângeți! Vă dați seama ce înseamnă să ai inima tristă, că nu poți să slujești așa cum vrei, că nu poți să mergi așa cum ar trebui, ești persecutat, ești îngrădit, ți se pun fel și fel de pedici, de limite, și de aceea sunt convins că de multe ori a plâns. Avem câteva scrisori pe care cei din familie le-au primit la vremea respectivă de la fratele lor, de la unchiul lor, de la copilul lor, pentru că avem scrisoare adresate și părinților și fraților și celorlalți. E această dragoste față de familiari, e această dragoste față de cei apropiați și de aceea le împarte tuturor bucuria că sunt în comuniune chiar și prin scris, prin această modalitate de a te adresa de la distanță. Și în multe scrisori se vede această tristețe pe care o simte fie pe front, fie că era persecutat și avem scrisori și de la Botoșan și de la Dărmănești în altă parte, care arată unde a plecat, unde l-a dus această sete, această foame și această dorință de a activa și a fi mai departe alături de poporul încredințat prin misiunile oferite de episcopii săi. De aceea, cred că e un aspect sublim al vieții acestui slujitor al lui Dumnezeu. A plâns și a suferit mult. A avut o viață plină de necazuri, de urmărire și mărturiile care au fost date ne arată foarte clar ceea ce a trăit cu adevărat. Și atât, ca să nu mă duc prea mult în aceste idei ale Sfintei Evangheliei, aș dori să închei cu o ultimă fericire. Fericiți veți fi atunci când oamenii vă vor urâ. Iată ura pe care oamenii răi o aveau față de slujitorii bisericii, față de aceia care doreau binele, de aceea părintele a fost urmărit, de aceea a fost arestat la 18 mai 1950 în București, de aceea a fost închis, schingiuit și în cele din urmă ucis. A primit o sentință de condamnare la moarte, care s-a pus în executare la 21 februarie 1951 la ora 6:30. Această ură pe care comuniștii o aveau față de cei care făceau bine, față de aceia care, iată, se deducau unei clauze de legătură cu Vaticanul, de legătură cu Biserica, și nimic n-a putut să-l împiedice pe Părintele Matei de aceste legături decât gloanțele călăilor care i-au sfârtecat trupul, dar nu i-au putut ucide sufletul. De aceea vedem modul în care cuvintele lui Iisus, aceste fericiri, se pot aplica și în viața slujitorului lui Dumnezeu, Dumitru Matei. Îi mulțumim Domnului pentru acest exemplu și cerem în același timp să ne dea și nouă forță, curaj, ca să depășim toate greutățile și încercările vieții. Lăudat să fie Iisus Hristos! Fraților prea iubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ consacrat slujirii lui Dumnezeu și chemat să crească pururi în sfințenie, să înălțăm cu încredere rugăciunea noastră spre ceruri. Pentru ca Biserica să păzească tezaurul adevărurilor descoperite și să le înțeleagă într-o manieră din ce în ce mai matură și mai vie, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca toți preoții să-L vestească tuturor pe Hristos și să înainteze pe calea sfințeniei, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca lumea modernă, marcată de diviziune și confuzie ideologică,
să afle unitatea și pacea în Hristos și în adevărul Evangheliei sale, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca după exemplul Sfântului Ioan Gură de Aur să suportăm cu tărie greutățile vieții prin puterea credinței în Hristos și să fim în felul acesta tot mai asemănători cu El, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca Părintele Dumitru Sandu Matei să fie pentru toți creștinii bisericii noastre locale un model de mărturisire a credinței în orice împrejurare, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca predicatorii și cateheții să fie animați de o adevărată înțelepciune și iubire și să-i ajute pe oameni să-L cunoască și să-L iubească pe Hristos, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule preasfânt, Tu dorești ca toți credincioșii Tăi să fie sfinți asemenea Ție, prin mijlocirea Sfântului Ioan Gură de Aur și a tuturor sfinților și fericiților din cer, dă-ne harul să-L urmăm necontenit pe Hristos, calea noastră, pentru ca astfel să ajungem să contemplăm negrăita frumuseții a feței Tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale spre laudă și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale biserici. Să-ți fie plăcută, Dumnezeule, jertfa pe care ți-o aducem din toată inima, astăzi când celebrăm amintirea Sfântului Ioan Gură de Aur și când, după îndemnul lui, ne dăruim și pe noi înșine cu totul ție, lăudându-te într-un glas. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul
Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci Tu ai voit ca amintirea Sfântului Ioan Gură de Aur să fie cinstită cu bucurie de credincioșii tăi, pentru ca prin exemplul vieții lui sfinte să le întărești voința, prin învățăturile lui să le luminezi inimile și prin mijlocirea lui puternică să le dăruiești ajutorul tău. De aceea, unindu-ne și noi cu mulțimea îngerilor și a sfinților, îți înălțăm, Doamne, imnul de laudă, cântând fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Misterul credinței. Moartea ta, celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, preună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu episcopul auxiliar Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Domnului Dumnezeu, care-i asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Viața pentru oile tale. Tu ești lumina în întunericul acestei dobori. Tu ești calea, adevărul și tu ești alinare în suferință, tu ești liniștea sufletelor noastre. Pe calea paradisului, tu ești cheza și a fericirii viitoare. Mă face fără tine, împreună cu tine culegem roade, mă belșugate. Rău, 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 rău
Să ne rugăm. Dă-ne, te rugăm, Dumnezeule îndurător, harul ca tainele pe care le-am primit, celebrând amintirea Sfântului Ioan Gură de Aur, să ne întărească în iubirea Ta și să ne facă mărturisitori fidele ai adevărului Tău, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Domnul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Acum că vedeți jertfa s-a sfârșit, noi Domnului să-i mulțumim, una cântă voios să-i înălțăm și mâine trune glas să-l preamărim. Și trupul tău, care în mine ai oferit, Iisuse, în iubirea ta, cu totul te ai Așa cum ați aflat, vă invităm să rămâneți pentru că urmează momentul de încheiere al fazei diecezane a acestui moment pentru vederea beatificării Părintelui Dumitru Sandu Matei, deci mai urmează acum un moment oficial.
Lăudați să fie Iisus Hristos și mă bucur că ați rămas fie în biserică, fie lângă receptoarele audio sau video pentru a participa împreună la un moment solemn din viața diecezei noastre. E vorba de sesiunea de încheiere a fazei diecezane a procesului de beatificare și canonizare a slujitorului lui Dumnezeu, preotul martir Dumitru Matei. Cineva mi-a trimis astăzi un mesaj cumva plângându-se că n-a putut să vină aici la Iași să participe la beatificarea părintelui Dumitru Matei. A trebuit să explic, nu este liturghie de beatificare, nu este celebrare de beatificare, este un pas în drumul spre beatificarea acestui preot. De aceea aș vrea să spun doar în câteva minute și după aceea voi mai comenta, mai ales că sunt atâția care ne urmăresc la radio și televiziune, pașii care au loc în această seară. Ceea ce noi încheiem acum este un fragment, o bucată dintr-un proces îndelungat care a început încă de la moartea părintelui, cum spuneam și la predică, la 21 februarie 1951. A fost o perioadă în care memoria și chiar moartea părintelui Dumitru a fost ascunsă. Doar comuniștii știau unde a murit, ce s-a întâmplat cu trupul său și nici măcar tatăl, prietenii, familiarii nu știau ce s-a întâmplat cu dânsul. Apoi din 1956 acest mister a fost dezvăluit. Părintele Matei a murit. Nu s-au dat detalii, ci cei din comunitatea sărată, din comunitatea din Sărat au pus un monument în amintirea părintelui, arătând anul nașterii, 1913, și anul morții, sau de fapt anul la care ei au aflat că a murit, 1956. Apoi, treptat, s-a făcut lumină. Și după Revoluție, grație mai multor cercetători, au ieșit la iveală documentele din arhivele securității, de unde am putut vedea ce s-a întâmplat în ultima perioadă cât părintele Matei a trăit pe acest pământ. Au fost multe și numeroase filele de arhivă care ne-au vorbit despre dânsul. Au început să apară diferite scrieri, au apărut diferite persoane care vorbeau despre părintele, fie la Iași, fie la Sărata, fie în altă parte. Oamenii au început să trezească memoria și să spună cine a fost părintele Matei. Au început să apară scrieri în Lumina Creștinului, iar la nivelul Departamentului de Cercetare Istorică de pe lângă Episcopia Catolică Iași, au apărut cercetări deosebite și avem o publicație care, iată, acum a ajuns la numărul 23, e ultimul, dar și aici avem articole despre părintele Matei, dar au fost și alte numere, mai ales cel din 2001, când comemoram 50 de ani de la moartea părintelui și atunci am scos la iveală personalitatea și moartea eroică de care a dat dovadă. A fost un simpozion, să spunem, amplu și la Iași și la Sărata, mulți martori cu care am vorbit în 2001 și încet am spus, merită să începem o muncă îndelungată pentru a ne arăta că, iată, acest preot a fost un sfânt al bisericii, un erou al carității creștine. Nu dăm noi verdictul. Sunt specialiști. Este o congregație, un dicaster la Vatican care se ocupă de așa ceva. Noi ne facem munca pe plan local și atât că astăzi am încheiat o perioadă din această muncă. Anul trecut, pe 30 ianuarie, a fost deschisă oficial cauza de beatificare. Și atât că astăzi suntem în fața dumneavoastră, fie fizic, fie prin intermediul mijloacelor de comunicație, pentru a aduce lui Dumnezeu prin Sfânta Liturghie jertfa de mulțumire și acum pentru a face ultimile acte justificative, ultimile, iată, momente ale tribunalului care a fost constituit pentru această cauză. Am ajuns aici după o muncă îndelungată, făcută de Secretariatul Episcopiei, multe acte care au fost redactate, după o muncă intensă a istoricilor care au studiat mii și mii de file din arhive, mai ales din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, suntem aici după ce teologii s-au pronunțat asupra scrierilor părintelui,
cum spunea Părintele, ne-a lăsat mai multe articole în volumul festiv din 1939 și Lumina Creștinului pe o perioadă mai îndelungată. Are articole și ca student și apoi până în 1948 a publicat Lumina Creștinului. Suntem aici după ce au fost audiați mai mulți martori. Unii i-am intervievat înainte de începerea procesului, mai ales în anii 2001-2002. Și iată, după aceea, fie la Iași, fie la Sărata, au fost intervievate mai multe persoane și mărturiile lor adunate, transcrise, constituie o parte din dosarul de beatificare la nivel diecezan. Și atât, în fața noastră sunt membrii tribunalului, care este condus de preasfințitul Iosif Păuleț, cel care a analizat în prima fază actele pe care noi, de la Departamentul de Cercetare Istorică, i le-am oferit și a auzit concluziile noastre. După aceea, sigur, a avut ocazia de a vorbi cu delegatul pe care l-a numit pentru a-l înlocui, pentru a-l substitui, e vorba de Părintele Cristian Diac, și apoi ceilalți doi membri ai tribunalului, Părintele Maximilian Pal, care este promotor al dreptății, și Părintele Neculai Romeo, care este notar. De aceea vom continua și vom urma acești pași stabiliți pentru sesiunea de încheiere, rugându-l pe Preasfințitul Iosif Păuleț să deschidă această sesiune cu o rugăciune. Rugăciune invocarea Duhului Sfânt. Ne rugăm mai întâi, așa cum ne-a învățat Domnul, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Vino, Duhule Preasfânt, și trimite pe pământ a Ta luminoasă rază, al săracilor Părinte, dătător de cele sfinte, vino și ne luminează. Trimite Duhul Tău și din nou se vor face. Să ne rugăm, Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Maica Bisericii, roagă-te pentru noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toate referințele la care am făcut remarcă, cercetările făcute de istorici, recenziile teologilor, mărturiile martorilor și toate scrierile Părintelui sunt aduse acum de Părintele Notar în fața Preasfințitului Iosif Păuleț. O parte din aceste documente vor merge la Roma pentru a fi analizate la Dicasterul pentru Cauzele Sfinților de la Vatican. În continuare, Părintele Maximilian, promotor al dreptății, va spune în câteva cuvinte concluziile acestui proces la care a avut rolul deosebit de a analiza tot ce s-a cules, tot ce s-a scris, tot ce s-a spus. Subsemnatul Pal Maximilian, promotorul de justiție, declar că am analizat toate actele procesului în original și fotocopii și sunt de acord cu încheierea fazei diecezane, fiind prezent la toate sesiunile în desfășurarea acestui proces. Părintele Cristian, ca delegat al Preasfințitului, are menirea de a confirma că această documentație s-a efectuat conform normelor Bisericii,
sunt multe constituții, multe instrucțiuni pe care Biserica ni le dă și trebuie respectate în această investigație diecezană. Confirm că documentația s-a efectuat conform directivelor bisericești, că au fost adunate toate probele și dosarul poate fi înaintat la Dicasterul pentru Cauzele Sfinților din Vatican. Având acordul promotorului dreptății și al delegatului episcopal, preasfințitul Iosif Păuleț va numi acum un purtător al acestor dosare la Roma. În vederea transportării documentelor la Roma, îl desemnez pe părintele Isidor Iacovici, purtător al acestor dosare și postulator al cauzei Dumitru Matei la faza romană. Noi, Iosif Păuleț, episcop de Iași, după ce am analizat cu atenție prevederile stabilite de Congregația pentru Cauzele Sfinților, publicate în anul 1983, conform norme servande in locvistationibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum, numărul 35, în conformitate cu reglementările din instrucțiunea Sanctorum Mater, publicată de Congregația pentru Cauzele Sfinților în anul 2007, articolele 138 până la 140, prin prezentul decret îl alegem și îl numim pe Părintele Isidor Iacovici, născut la data de 9-4-1958 la Mărgineni, hirotonit preot la data de 29-6-1984 la Iași, purtător al cauzei de beatificare și canonizare a slujitorului lui Dumnezeu Dumitru Matei, preot diecezan. Prin acest decret se acordă părintelui Isidor Iacovici toate acele facultăți prevăzute de normele Bisericii Catolice. Numirea intră în vigoare începând cu emiterea prezentului decret, dat la Iași în ziua de 13 a lunii septembrie anul Domnului 2023 și semnez eu și Cancelarius. Cât timp se semnează acest document, fac precizarea că fiecare membru al tribunalului a fost numit de preasfințitul Iosif Păuleț printr-un decret special și apoi fiecare a depus jurământ că va îndeplini cu fidelitate misiunea primită. De aceea, imediat, părintele Isidor Iacovici, care este și postulator al acestei cauze de beatificare, va depune jurământul că va duce integral și cu fidelitate aceste documente la Dicasterul pentru Cauzele Sfinților de la Roma. Eu, preot Iacovici Isidor, desemnat de a purta procesul asupra vieții, virtuților și faimei de sfințenie a servitorului Dumnezeu, preotul Dumitru Matei, proces care a fost dezvoltat aici, în cetatea noastră a Iașului, jur să împlinesc cu fidelitate obligația care mi-a fost încredințată de a duce la Roma două exemplare autentificate din acest proces și două traduceri în limba italiană și de a prezenta la Dicasterul Cauzelor Sfinților, împreună cu scrisoarea care va conține scrisoarea episcopului, a delegatului episcopal, a promotorului dreptății și instrumentele de închidere. Așa să ne ajute Dumnezeu și Sfânta Evanghelie. Părintele va semna acum acest jurământ, iată, cu acest angajament pe care l-a luat de a purta aceste cutii care vor fi sigilate împreună cu un plic în care vor fi puse câteva scrisori, cum am auzit, speciale din partea preasfințitului, a delegatului său episcopal în această cauză, a promotorului dreptății
și sigur o scrisoare de încheiere a acestei sesiuni la nivel diecezan. Acum preasfințitul îi va invita pe membrii tribunalului să depună un jurământ de fidelitate față de misiunea pe care au avut-o în această perioadă de anul trecut, de la 30 ianuarie și până astăzi. Eu, Iosif Păuleț, episcop de Iași, jur că am îndeplinit cu fidelitate și sârguință îndatorirea care mi-a revenit în investigarea informativă cu privire la viața, martiriul, faima de sfințenie și puterea de mijlocire a slujitorului lui Dumnezeu, Dumitru Matei. Jur că am păstrat secretul cu privire la toate acele lucruri care ar putea să defăimeze pe slujitorul lui Dumnezeu sau alte persoane. Cum de altfel jur că am rămas liber față de orice compromis și condiționări. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În continuare vor depune jurăminte membrii Tribunalului Bisericesc, acum Părintele Delegat Episcopal. Eu, preotul Cristian Diac, numit delegat episcopal în investigația diecesană informativă cu privire la viața, martiriul, faima de sfințenie și puterea de mijlocire ale slujitorului lui Dumnezeu, Dumitru Matei, jur că am îndeplinit cu fidelitate și sârguință misiunea ce mi-a fost încredințată. Jur că am păstrat secretul și nu am spus și nu am făcut nimic care direct sau indirect ar fi putut dăuna adevărului sau dreptății. Dumnezeu să mă însoțească și să-mi ajute aceste sfinte evanghelii. Amin. Urmează Părintele Promotor al Dreptății. În numele lui Dumnezeu, amin. Eu, preot Maximilian Pal, numit promotor de justiție în investigația diecezană informativă cu privire la viața, martiriul, faima de sfințenie și puterea de mijlocire ale slujitorului lui Dumnezeu, Dumitru Matei, jur că am îndeplinit cu fidelitate și sârguință misiunea ce mi-a fost încredințată. Jur că am păstrat secretul și nu am spus și nu am făcut nimic care, direct sau indirect, ar fi putut dăuna adevărului sau dreptății. Dumnezeu să mă însoțească și să-mi ajute aceste sfinte evanghelii. Urmează Părintele Postulator Isidor Iacovici. La finalul acestui mandat și sigur va primi un nou decret prin care va continua această misiune și în faza romană. Eu, preot Isidor Iacovici, numit postulator în investigația diecezană informativă cu privire la viața, martiriul, faima de sfințenie și puterea de mijlocire ale slujitorului lui Dumnezeu, Dumitru Matei, jur că am îndeplinit cu fidelitate și sârguință misiunea ce mi-a fost încredințată. Jur că am păstrat secretul și n-am spus și nu am făcut nimic care, direct sau indirect, ar fi putut dăuna adevărului sau dreptății. Dumnezeu să mă însoțească și să ne ajute aceste sfinte evanghelii. Urmează vicepostulatorul. În numele lui Dumnezeu, amin. Eu, preot Alois Moraru, numit vicepostulator în investigația diecezană informativă cu privire la viața, martirul, faima de sfințenie și puterea de mijlocire ale slujitorului lui Dumnezeu, Dumitru Matei, jur că am îndeplinit cu fidelitate și sârguință misiunea ce mi-a fost încredințată. Jur că am păstrat secretul și nu am spus și nu am făcut nimic care, direct sau indirect, ar fi putut dăuna adevărului sau dreptății. Dumnezeu să mă însoțească și să-mi ajute aceste sfinte evanghelii. Urmează Părintele Notar. În numele lui Dumnezeu, amin.
Eu, preot Romeo Neculai, numit notar în investigația diocezană informativă cu privire la viața, martiriul, faima de sfințenie și puterea de mijlocire ale slujitorului lui Dumnezeu, Dumitru Matei, jur că am îndeplinit cu fidelitate și zgruință misiunea ce mi-a fost încredințată. Jur că am păstrat secretul și nu am spus și nu am făcut nimic care, direct sau indirect, ar fi putut dăuna adevărului sau dreptății. Dumnezeu să mă însoțească și să-mi ajute aceste sfinte evanghelii. După acest ritual al depunerii jurământului de fidelitate față de îndeplinirea misiunii asumate, are cuvântul preasfințitul Iosif Păuleț, care va face câteva precizări clare asupra încheierii acestei faze diecezane. Acest jurământ de fidelitate a fost depus și de membrii Comisiei Teologice și de membrii Comisiei Istorice la momentul în care au predat rapoartele lor Tribunalului Bisericesc sau direct Preasfințitului. Fiind îndeplinite aceste acte, declar încheiată faza diecezană a procesului de investigare a vieții, activității și morții servitorului lui Dumnezeu, preotul Dumitru Matei. Cer notarului ca la finalizarea procesului verbal al acestei sesiuni să fie întocmite 3 exemplare care să fie semnate de membrii tribunalului și să fie înserate în actele originale ale procesului și în cele 2 copii autentificate ce vor fi duse la Roma. Actele originale să fie închise conform normelor stabilite de instrucțiunile dicasterului pentru cauzele sfinților, se vor păstra sigilate în arhiva curiei noastre diecezane și se vor deschide doar cu permisiunea episcopului. Cutiile cu actele ce trebuie duse la Roma să se sigileze așa cum prevăd aceleași instrucțiuni, să fie transportate în maximă seriozitate de Părintele Isidor Iacovici la Dicasterul pentru Cauzele Sfinților din Vatican și să fie deschise doar de prefectul Dicasterului sau de delegații săi în această cauză. Așa cum am menționat în documentul de însoțire a acestor documente, până la finalizarea procesului de întocmire și semnare a acestor acte, invit câteva persoane să ia cuvântul. Părintele Isidor Iacovici, postulatorul cauzei, și apoi preasfințitul Petru Gheaghe. Acest moment solemn și deosebit, aș vrea să adresez lui Dumnezeu unul și întrăit, care este minunat în Sfinții Săi, și Sfinte Fecioare Maria, care este Regina Sfinților, Regina Apostolilor, mulțumindu-le că ne-au ajutat să ajungem până la acest moment. În pământul diecezei noastre de Iași și în pământul României au fost aruncate multe boabe de grâu, iar aceste boabe de grâu nu au putrezit, ci au adus rod însutit și înmit. Dintre aceste boabe enumerăm doar câteva care deja sunt recunoscute de biserică. Fericitul Ieremia Valahul, Monsignorul Ghica, episcopul Anton Durcovici, Maria Margareta, Maria Goreti a diecezei noastre, Veronica Antal, episcopii greco-catolici, episcopii din diecezele maghiare, care fac parte tot din România, și încă alte cauze care sunt pe rol. Sunt doar câteva exemple de boabe de grâu care au căzut în pământ, nu au putrezit, ci au adus rod în mit. Asemenea lor, mai sunt încă mulți. Și n-au ieșit la lumină, deși sunt sfinți,
pentru că n-au fost cei care să îi promoveze. De aceea mulțumesc excelențelor voastre că ați făcut posibilă deschiderea și acestei cauze. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragi preoți și seminariști care ne urmăriți, și să știți că vă revine o misiune specială. Asemenea părintelui neobosit al lui Moraru, care nu și-a dat pace până nu a ajuns la acest moment. Și am înțeles că ar fi promis că nu se lasă până nu va fi declarat fericit preotul Matei Dumitru. De astfel de oameni avem nevoie, de astfel de oameni neliniștiți pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru evidențierea acestor boabe de grâu. Și cred că în curând, alături de episcopul Anton Durcovici, de bolta diecezei noastre și a României, va mai apărea o stea. Este acolo deja, doar că trebuie să facă să strălucească. Iar asta va fi munca de viitor și decizia Sfântului Părinte de a aproba beatificarea preotului Dumitru Matei. De aceea vă rog și vă cer un sprijin deosebit. Am terminat o fază foarte importantă, foarte grea. Nu a început acum un an, cum spune Părintele, a început cu mulți ani în urmă, pentru că Sfinția sa cercetează de mulți ani această cauză și altele. Însă, săptămâna viitoare sper să ajung la congregație și să demarăm a doua fază, cea romană, care este la fel de grea și la fel de importantă. De aceea vă spun, vă cer sprijinul dumneavoastră al episcopilor, al preoților, al credincioșilor, al dumneavoastră aici prezent și cei care ne văd de aproape și de departe și care ne aud, să ne rugăm ca Dumnezeu să facă ca această cauză să ajungă cât mai degrabă la momentul beatificării. Și apoi să ne gândim, așa cum v-am spus, și la alte figuri importante care au trăit pe acest pământ și care nu mai avem voie să le lăsăm în neuitare. Avem obligația de a le scoate la iveală. Chiar dacă ele strălucesc, trebuie să dăm cenușa, praful, de pe fața lor, ca să apară pe bolta diecezei noastre. Vă mulțumesc! Preasfinția voastră, preasfințită Iosif, preasfințită Petru, monseniorele, care sunteți aici prezenți cu noi, dragi părinți, fiți credincioși, sigur, cu emoție trebuie să spun că trăiesc un moment particular, început de mult înainte, cu dorința ca alături de cazul și procesul preasfințitului nostru să fie introduse și alte cauze, cercetări care trebuie să făcute. Sunt bucuros astăzi aici să-l felicit pe preasfințitul pentru că, iată, a primit o asemenea misiune și un asemenea dar pentru ca biserica noastră să se bucure mai departe de o asemenea figură a unui rău care și-a dat viața, sigur, nu ne putem așeza în locul lui, dar credem că este un erou. Vreau să duc și o prețuire laicilor noștri, pentru că au întreținut această flacără, credincioși de aici din Iași, credincioase de aici din Iași, care au venit mereu cu asemenea sugestii și chiar cu amănunte. Aduc o prețuire deosebită cercetătorilor noștri. Preoții, sigur, iată aici Moraru, domnul profesor Doboș, domnul profesor Dănos Doboș, care este aici de față,
O cercetare făcută cu multă, multă dăruire și cu curaj în timpuri grele, chiar dacă eram după 89. Era nevoie de o asemenea cercetare și de aceea mă bucur să vorbesc în numele lor și să-i felicit pentru că au avut curaj să meargă mai departe și pe lângă Sfințitul nostru episcop, fericitul Anton, iată, sunt și persoane care au continuat această dăruire, jertfă, acest sacrificiu. Sigur că episcop emerit particip cu mare bucurie la astfel de momente, preasfințite și comisiei pe care, iată, a stabilit-o. Cu toții ne unim să dorim ca această muncă coordonată, așa cum acum văd că a preluat-o părintele postulator general, să aducă roade și, mă rog, și eu să pot vedea și cazul acesta cu ochii. Sigur că în credința noastră o vom vedea, dar și să fiu participant la această bucurie care o așteptăm pe lângă cea a eroilor noștri, episcopilor noștri, a martirului nostru, preasfințitul și fericitul Anton Durcovici. O îmbrățișare tuturor și mulțumiri și succes la această misiune așa de nobilă. Preamărit să fie Dumnezeu în Sfinții Săi. Vă mulțumesc! Ajungând acum spre finalul acestei celebrări de încheiere a fazei diecezane în procesul de urmărire a beatificării și apoi a canonizării, avem imaginea părintelui Dumitru Matei. Vreau ca episcop de Iași să precizez și eu că a fost o muncă grea, îndelungată și vreau să mulțumesc și eu, fără să nominalizez acum, tuturor persoanelor care s-au implicat în acest proces, celor care au susținut în diferite moduri această investigație, fie prin rugăciune, fie financiar, fie documentar. Dumnezeu să le răsplătească osteneala lor și să ne ajute ca să ajungem momentul pe care să-l trăim cu mare bucurie, acel al beatificării slujitorului lui Dumnezeu, părintelui Dumitru Matei. Vom încheia cu o rugăciune. Ați primit fiecare o cartolină, pe spatele este o rugăciune pe care să o spunem împreună. Doamne Dumnezeule, Părinte bun și sfânt, îți mulțumim pentru minunatele daruri umane și spirituale pe care le-ai dăruit slujitorului tău credincios, preotului Dumitru Matei. El a răspuns cu generozitate și fidelitate harurilor primite, slujitorul pe Hristos și biserica sa la altar, în spitale, pe câmpul de luptă și în temnițele comuniste. Fă ca exemplul lui de trăire a carității creștine și de tărie în mărturisirea credinței până la moartea martirică să strălucească tot mai mult pentru întregul popor creștin. Te rugăm așadar să arăt și pe pământ vrednicia acestui slujitor al tău, ridicându-l cât mai curând la cinstea altarelor, iar nouă, prin mijlocirea lui, dă-ne harurile de care avem nevoie ca să ajungem la liturghia cerească, unde să contemplăm iubirea ta infinită. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Domnul să fie cu voi, să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Celebrarea s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, Advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, nos cum prolepiam